Haaland versus Mbappé. Doar că de data asta din nou pe bătaie, frate, în WWE 2K22. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu WWE 2K22. V-a plăcut destul de mult clipul trecut, așa că am zis să mai facem o luptă destul de interesantă în clipul ăsta. O să-i punem pe Haaland și pe Mbappé la bătaie, frate. Așa că hai să vă arăt cum va fi meciul. Mamă, o să ne batem în backstage, frate. O să ne batem în backstage. Hai să vedem cum va fi lupta asta. Și avem aici pe Mbappé, ar trebui să-l avem aici pe Kylian Mbappé, doar că nu arată poza acestuia, o să vedeți în meci cum arată. Ăsta e Haaland, uite, l-avem pe Haaland. Hai că l-aleg de fapt prima oară pe Haaland. 100 overare, frate, așa bun e. Și de asemenea îl vom selecta pe Kylian Mbappé, care are 98 OVR. Aici scria că trebuie să câștigi prin knockout, așa că o să dau mare croșeu de ăsta de dreapta. O să-i dau la Mbappé. Singura soluție ca să scape e să fugă, ceea ce face și în realitate. Mamă, deja ne batem aici? Ia vezi, mă! Bă! Ăsta e doar pe bătaie? Cum țin garda? Mamă, ce mi-a dat-o, ești nebun? Mamă, l-a rupt, ești nebun pe Haaland. Dar degeaba, că nu poți să-mi dai submission, vărule, degeaba. Mamă, ce-mi dă? Ce-mi dă Mbappé, nu mă lasă, bă! Hai mă, ridică-te Haaland, ridică-te Haaland. Oh my god, a luat scaunul, nu e bine, ridică-te Haaland. Am blocat! Dă-i Haaland! Oh my god, a ratat lovitura aia, el e obișnuit cu foarfeca. Doi, mă, doi. Mamă, ce i-am dat, ești nebun, mamă, ce i-am dat. Mamă, ce i-dau lui Mbappé. Ia-mă și tu scaunul, ia-mă scaunul ăsta. Oh my god, am luat direct masă, ești nebun. Mamă, ce i-am dat lui Mbappé, ești nebun. Stai jos, Mbappé, că ești accidentat astăzi. Fii atent că am pus pe jos masa și-l iau acum. I-am rupt gâtul, ești nebun, i-am rupt gâtul. Fii atent că acum iau scaunul și dau cu scaunul. I-am dat. Mamă, ce pum mi-a dat, mamă, ce knockout mi-a dat. Ești nebun la cap? Ferește-te. Oh, da, lovitură sub centură. Oh, da, încă o lovitură sub centură. Vreau să-l prind. Mamă, l-am aruncat în coșul de gunoi. Ia, pot să-i fac signature, pot să-i fac signature, doar că mă bate el. Hai că pot să-i fac signature move-ul ăla. Hai un signature move. Da, mă, signature move. Mare foarfecă ce i-am dat. Hai că-i fac charge finisher, să vedem ce se întâmplă, ia. Și? Mamă, încă o foarfecă i-am dat, l-am rupt. Hai mă, dă-i, ia uite că țin garda, n-ai pe unde să dai, că am garda. Hai că n-are pe unde să dea dacă e așa. Hai jos, Mbappé. Ia mă că l-alerg așa puțin pe ei să văd ce mai... Nu pot să fug! Nu mă lasă să fug! Lasă-mă, mă, să fug, vere! Lasă-mă să fug! Hai mă, vină după mine aici. Vină mă după mine aici să ne batem. Stai jos! Bă, mi-a rupt piciorul, i-am dat în cap și mi-a rupt eu piciorul, ce e asta? Și s-a terminat cu lovitura asta, m-a rupt cu lovitura asta. Nu mai pot să mă mișc, nu îmi face finisher-ul. Nope. No, vărle, nu. Mare foarfecă. Ia mă că mă suie aici sus să văd ce se întâmplă. Vino mai aici după mine, vărule. Mamă, dacă îi fac o săritură de aici, s-a terminat. Nu știu cum să fac să sar. A few inches later. Ok, am învățat să sar, doar că am sărit cam prost. Hai vărule, aleargă-mă. Să vedem dacă ai viteză, vărule. No, lasă-mă, Mbappé. Bă, nu pot să mai dau counter. Asta a fost tot? Mi-a dat o lovitură pe spate și m-a bătut? Pă bune. Aoleu, oare există dificultatea foarte ușor? Ai, jucam pe normal, mă, dar de ce jucam pe normal? Dă-i pe easy, frate. Dar de ce nu se salvează? A, trebuie să dau save, mă, eu jucam pe normal. Gata, acum joc și eu pe ușor, pot să câștig și eu, frate. Ok, hai să jucăm alt meci acum. Fiți atenți că jucăm ăla în care trebuie să iau valiza sau ceva de genul, cred că ăsta e. De data asta o să-l alegem pe Mbappé, o să fiu eu Mbappé de data asta. Mama, așa da. Așa da, e șmecher atmosfera aici. Stai jos Haaland. Stai așa. Fiți atenți. Mamă, ce mi-a făcut, ești nebun, ce mi-a făcut? Stop! Stai cu minte! Haide, o schemă ceva! Frumos! Hai că vreau să mă sui aici sus, să sar pe el direct. Wow, ce săritură! Bă, eu mă bat cu plasa, ești nebun! Oh my god, din nou am sărit pe lângă! Nu se poate așa ceva! Mamă, ăsta vine direct și ia scara, ești nebun! Stai jos că o iau eu, ești nebun. Pun așa, nu? Nope. Hai că pot să o pun dacă e. Mamă, ce picioare mi-a dat.
trebuie să-l prindă niște comburi, trebuie să-l bat puțin mai mult. Trebuie să joc mai serios, băie, să-l bat puțin mai mult. Fiți atenți când face mare submission. Mi-a rupt degetele, ești nebun? Mamă, dar lasă-mă în pace. Dă-i, dă-i să nu ia valiza. Stai jos că ți-am făcut mare farfecă. Stai jos. Stai jos. Fiți atenți, fiți atenți. Hai că iar am sărit pe lângă. Trebuia să mă duc pe partea cealaltă. Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Nu, am dat pe lângă. I-am dat, n-a luat, n-a apucat să o ia. Bă, mi-a dat mare picior. Dă-i, 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 mă, dă-i. Vreau să sar direct pe el acum așa frumos. Și hai să sărim. Hai să mai sărim încă o dată. Stai jos, acum mă sui direct pe asta. Cum mă urc? Cum mă urc? Cum mă urc? Dă-i, dă-i mă la fraier, dă-i la fraier. Mamă, dar e cam sas mișcarea asta. E cam sas mișcarea asta. Stai jos, vărule. Stai jos, vărule. De ce nu pot să iau scara asta? Ok, am putut să iau acum. Hai că mă duc în ring cu ea. Bă, dar lasă-mă, mă, Vere, în pace. Lasă-mă în pace să mă duc să mă sui pe alea. Și cam sunt cam mort. Sunt cam mort, nu mai pot să mă ridic. Nu mai pot să mă ridic, frate, am murit. Am murit. Dă-mă scară. Dar de ce nu pot să dau o scară? De ce nu pot să mă sui pe scară? Care sunt butoane să mă... Nu cred ce mi-a făcut, nu cred ce mi-a făcut. Hai că-i fac finisher-ul. Îi fac finisher-ul și s-ar putea să-l bat dacă-i fac finisher-ul. I-am făcut finisher-ul, băieți. I-am făcut finisher-ul și e mort. Gata, mă, gata, hai să ne suim aici. Hai să ne suim aici și... Hai, ia-o! Ia, mă, baia, bă, Vere. Hai, mă, ia valiza, ia valiza, ia valiza. Ia, mă, valiza. Nu cred că m-a dat jos, nu cred că m-a dat jos. Hai să luăm valiza, băieți. Luăm acum valiza și s-ar putea să... De ce nu pot să iau valiza? De ce nu poate să iau valiza? Nu înțeleg. De ce nu merge să iau valiza? Nu înțeleg că, uite, nu se întâmplă nimic. Deci, efectiv, dau rici și după refuză să o ia. Ok. Bă, mă, a rămas... Ok. Hai că mai fac un finisher, mai fac un finisher să fiu sigur că am câștigat. Gata, mă, gata, te-am rupt, fraiere. Te-am rupt, fraiere. Acum ar trebui să-l bat, băieți. Că acum înțeleg cum funcționează ăsta. Hai, lasă-mă pe mine să iau vărule. Lasă-mă pe mine să iau vărule. Bam. Mamă, ce failuri dau, ce failuri dau. Bam. Bam. Nu, aproape să o iau, aproape să o iau. Aproape să o iau, dar m-a dat jos Haaland. Băi, Haaland, nesimțitule. Bă, ce aproape am fost. Haide, ridică-te că mai are stat două dale și m-a bătut. Nu, nu. Ratează, ratează, ratează. Ridică-te, Mbappé, ridică-te, ridică-te. Ridică-te, Mbappé, ridică-te. Nu, a câștigat, a câștigat, a câștigat. Oh my god, am pierdut încă o dată. Deci sunt varză la jocul ăsta, băieți. Sunt varză la jocul ăsta. Ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți clipuri cu WWE, lăsați un like, nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat.